Prăjiturile, biscuiții, chipsurile și napolitanele conțin multe grăsimi nesaturate care ne pun sănătatea în pericol. Mulți renunță cu greu la astfel de produse, deși conștientizează că sunt dăunătoare. Margarina o evit cu desăvârșire totdeauna, cartofi prăjiți cam o dată la două săptămâni mănânc, prăjituri mănânc ceva mai des. Chiar dacă copiii vor, noi încercăm mai rar, mai rar. Dar din când în când mai faceți o excepție? Da, mai facem. Mi se face pofta, dar nu foarte des. Parlamentul a adoptat o lege cu impact major în industria alimentară. Producătorii vor fi obligați să limiteze drastic acizii trans din alimente. Maximum 2 grame la 100 de grame de grăsime din conținut. Sunt cele mai dăunătoare grăsimi care se găsesc în margarină, fast food, mezeluri, produse coapte, precum biscuiții și prăjiturile. Producătorii apelează îndeosebi la acizii grași trans nesaturați pentru că aceștia prelungesc termenul de valabilitate al alimentelor și le conferă un aspect plăcut. În continuare, pe piața europeană sunt produse cu peste 40% acizi grași trans. În special, acest lucru se întâmplă în sud-estul Europei. Aleșii României au adoptat legea la un an după ce Comisia Europeană a aprobat un regulament care vizează alimentele bogate în grăsimi procesate. Aceste grăsimi ar declanșa bolile ce provoacă anual 50.000 de decese în Europa. S-au obținut rezultate foarte bune prin eliminarea celei mai mari proporții de acizi grași trans în anumite țări. Danemarca e conducător de pluton aici și s-a văzut clar că incidența bolilor cardiovasculare a scăzut foarte mult. O mare companie care produce napolitane, biscuiți și batoane de cereale a făcut un pas în acest sens încă de acum 6 ani. Din punct de vedere nutrițional, este posibilă înlocuirea în rețeta acizilor grași trans, deci nesaturați, prin grăsimi total hidrogenate sau nehidrogenate. Niciuna din acestea nu reprezintă un risc pentru consumator. Un alt grup norvegian care a adus pe piață un brand de margarină spune că a prevăzut astfel de schimbări cu 15 ani în urmă. Am implementat rețete pentru produsele de retail cu nivelul de acizi trans sub 2% cu peste 15 ani în urmă. Conținutul este redus continuu prin îmbunătățirea rețetelor. Inclusiv pentru produsele profesionale s-a făcut trecerea la rețete cu un conținut sub 2% de acizi trans cu aproape 2 ani în urmă, precizează respectivul producător. Producătorii care nu vor respecta legea riscă amenzi cuprinse între 10 și 30 de mii de lei, iar produsele vor fi retrase.